Bun găsit, am întârziat puțin fiindcă m-au sunat de la o fabrică de alarme auto, ci care vrea să folosească melodiile lui Cezar Oatu pentru noile modele. Dragilor și domnilor, Cezar Oatu a petrecut weekendul la Sibiu. Dacă vă întrebați cine e Cezar Oatu, ei bine, e tipul aia de la Eurovision. Ăsta, tipul ăla de la Eurovision. În ora de Sibiu este o poză cu iubita lui Cezar Oatu, îmbrăcată într-o rochie cu decolteu. Probabil a probat hainele lui. Și cu o sticlă de șampanie în mână. Nu se vede în poză dacă sticla e plină sau e goală. Asta depinde. Dacă Cezar Oatu începuse sau nu să cânte. Dălăjdelor scrie în tribuna că de la 1 martie trenurile care circulă pe ruta Sibiu-Timișoara și retur au fost anulate pentru 9 luni. Motivul este, probabil, că trebuia să ajungă întâi la Timișoara trenurile plecate din Sibiu acum 10 luni. Eu glumesc, desigur. Motivul pentru care au fost anulate este un pod aflat în construcție undeva pe traseu. Călătorii au să folosească alte mijloace de transport, probabil. Dacă vor să ajungă mai repede decât cu trenul, pot încerca chiar să meargă pe jos. Dar așa scrie în turnul sfatului că 16 familii de romi din Agnita și din Brădeni au primit câte o casă construită din bani europeni. Nu se precizează exact cum arată casele, dar probabil că au bucătărie, baie, un dormitor pentru părinți și cel puțin 11 camere pentru copii. Scrie în ziar că țiganii sunt mulțumiți, cheile de la case le-au primit în iunie anul trecut, acum, deși ei puteau intra în casă și fără cheie, dar nu cred că asta e problema. Și de atunci, din iunie, deci, s-au mutat. Concluzia articolului este că romii care și-au făcut rost de case reușesc să se descurce. Desigur, mai bine decât ei se descurcă romii care și-au făcut rost de case demarcat de pe undeva, da? Asta e. Doamnelor și domnilor, Connector, apropo de romi, este una dintre vedetele care promovează pentru Biserica Ortodoxă Română ora de religie în școli, deși în etnia sa mai degrabă ora de lucru manual părea importantă, da? Asta e altceva. În adevărul de astăzi sunt prezentate clipurile de promovare a orei de religie. Apare și Daniel Buzdugan într-unul dintre ele și cred că e foarte potrivit, fiindcă deseori când auzi glumele sale la radio îți vine să-ți faci cruce. În fine, mai vorbim despre asta și mâine. Doamnelor și domnilor, se zvonește că și ei s-a propus să promoveze religia, fiindcă aparițiile sale sunt de-a dreptul divine. Raluca, doamnelor, domnilor! Bună seara! Prezența divină, doamnelor și domnilor, îngerașule! Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, am îmbulinat-o în această seară și e doar începutul. Și nu din pricina ținutei furnizate de magazinele Ancas, ci din pricina temei pe care o vom avea în discuție. Vom vorbi, dragi prieteni, despre economie, despre taxe și despre cât de mari sau de mici ar trebui să fie și mai ales despre ce ar trebui să se facă cu toți acești bani. În câteva momente vine la emisiune, imediat după reclame, directorul general al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură din Sibiu, profesorul universitar Eugen Iordănescu. După publicitate. Din 1884, tribuna este în focul evenimentelor. Sibiul se mărește cu 772 de hectare. La școala domnului Trandafir din Glâmboa. Tribuna a sărbătorit 127 de ani alături de copii. Sibiul, puțin mai ieftin decât Iohannis a dat startul pe bicicletă. Botez vrea Sibiu capitală de regiune. Magazinele de etnobotanice sunt ca Bruce Willis. Nevăzătoare și de 6 ori campioană mondială și europeană la popice. Tribuna. Casarea în bucate. Abonează-te sau cumpără-o de la chioșc. Din totdeauna. Pentru totdeauna.
Fie că e vorba de hainele tale, de covoarele tale sau de mașina ta, curățarea lor se întâmplă acum într-un singur loc. Biteco îți oferă acum spălătorie și curățătorie haine, spălat și uscat covoare și noua spălătorie și vulcanizare auto. Biteco, toate în același loc, strada Rahovei numărul 25, lângă podul de ieșire Kaufland. De asemenea, vă așteptăm și în punctele noastre de lucru din Carrefour și Promenada Mall. Biteco, nu suntem singurii, dar suntem cei mai buni. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, așa după cum vă spuneam în deschiderea emisiunii, invitatul nostru astăzi, primul dintre ei, este directorul general al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură din Sibiu, profesorul Eugen Iordănescu. Mulțumesc pentru întâlnire, domnule director general. Mulțumesc pentru invitație. Aș vrea, în măsura în care puteți, și știu că puteți, să ne ajutați să înțelegem ceva. Am trecut printr-o campanie electorală relativ recent, în care discursurile pe teme economice au fost dintre cele mai vehiculate. Astăzi, la ceva vreme după campania electorală, o parte dintre acele discuții par să devină realitate. Atunci se spunea, domne, să reducem taxele cât se poate de mult, să nu mai avem așa un sistem împovărător, se spunea la vremea aia. Unii veneau și spuneau că din contră, domne, să nu le. Astăzi înțeleg că vorbim despre posibilitatea reducerii taxelor, așa cum se vorbise și în campanie electorală, decât că cei care la vremea aia păreau să susțină ideea, astăzi vin și spun, n-ar fi rău, dar mai bine nu, fiindcă n-avem de unde să o suportăm. Eu aș vrea să vă întreb ceva foarte simplu. Cum ar fi mai bine, după părerea dumneavoastră, azi, pentru nivelul la care suntem ca țară? Sistemul ăsta, despre care se spune că înseamnă taxe mari, sau un altul cu taxe, prin taxe înțelegând tot, mai mici. Prima curiozitate, dacă vreți, este, e mare prin comparație cu alte țări sistemul nostru de taxare? Ca valoare procentuală este, dacă nu mă înșel, penultimul din Europa. Penultimul? Mm-hmm. Deci... Pe ultimele locuri din Europa. Ca valoare, ca procent din ce vreți dumneavoastră, din veniturile persoanei, din profitul firmei, din... Păi bun, presupun că și ca sumă, tot între ultimele rămâne, fiindcă nu avem cele mai mari venituri, deci procentual... Sigur, noi discutăm de multe dintre aceste impozite care și la noi în țară și în alte, și în toate țările sau majoritatea țărilor, nu știu dacă toate, probabil că da, are valoare procentuală. Uh-huh. De asta spun. Deci probabil că și în sumă reală... Aia e altă poveste. Când ne comparăm cu nivelul de impozitare în alte țări, nu ne putem compara, după părerea mea, decât cu nivelul, cu procentul care îl luăm din venit, nu ne putem compara cu cât se strânge. Deci și spunem că un impozit e mare sau e mic în valoare procentuală, dacă la noi se ia mai mult decât în altă parte sau în altă parte se ia mult mai mult decât la noi. Bun. Suntem undeva pe la coadă, care va să zică, în procent. Cum suntem și cu alocările pentru ceea ce numim asistență sau suport social, cu toate că anii buni de propagandă ai domnului fost președinte Băsescu la televizor sau altora ne-au creat impresia că noi, săraci, am fi statul asistențial, adică nu mai vorbim de modelul suedez sau de vorbim de modelul românesc. Noi suntem aia care cheltuim tot. Nu e adevărat. Ne batem cu Albania pentru și cu Bulgaria pentru nivelul de sprijin social pe care îl acordă România cetățenilor. Bun, dacă acest nivel, care înțeleg ne situează undeva la coadă, ar scădea și mai mult, ar fi bine sau ar fi rău? Păi... De ce vă mai amintiți, bancul cu bulă cu luneta? Deci, ce părere ai despre armă cu lunetă? Și bulă răspunde... Păi nu știu, spune de care parte a lunetei sunt. Da, bun. Bună remarcă. De ce? Fiindcă noi vedem ce se face cu banii și că mereu statul se plânge că nu are bani. Dacă am merge și mai jos, înțeleg că e o logică elementară, cred eu, că ar fi și mai puțin bani și s-ar face și mai puțin cu ei, nu? Sigur. Până la asta, sunt studii foarte importante în legătură cu impozitele și taxele, care, culmea, nu vin dinspre economie, cum ne-am așteptat că toate studiile despre taxe și impozite se referă la economie, ci vin dinspre psihologie economică. Și acum câțiva ani s-a luat chiar un premiu Nobel în economie, echivalentul premiului Nobel, nu se numește chiar așa, l-au luat doi cercetători care au explicat, au arătat, au probat în mod științific,
că în ceea ce privește taxarea și macroeconomia nu este suficient doar să faci, ci că o cheie foarte importantă se referă la cum percep oamenii ceea ce faci. Degeaba faci un lucru care, ca cifre, ca posibile efecte, aștepta să ducă într-o parte, dacă oamenii au credința că nu duce acolo, nici nu duce. Noi avem o problemă cu taxele și impozitele. Problema, nu, părerea mea, este că nu se referă la nivelul comparativ al taxelor și impozitelor în România cu alte țări. Aici stăm foarte bine, ci la faptul că am avut și avem încă un sistem foarte stufos, foarte complicat, care nu aduce nimic. Sistemele de impozitare și taxare trebuie să fie foarte complicate și stufoase ca să poată produce instrumente foarte fine de direcționare a statului în ceea ce privește dezvoltarea. Dar noi nu în felul ăsta l-avem. De exemplu, noi nu avem un impozit pe venit la care să avem o carte întreagă de deduceri pe care statul, schimbându-le, schimbă consumul, orientează consumul spre o parte sau alta. Noi avem o cotă simplă și celebră de 16%, cu care nu putem avea niciun fel de acțiune. Statul nu poate avea niciun fel de acțiune de mobilizare sau demobilizare a consumului, că de aia se numește cotă unică. Dar în afară de asta, avem o mulțime de taxe și impozite, mai ales aplicabile firmelor, care nu atât că produc mare lucru la nivel de venituri sau nu produc mare lucru la nivel de cheltuială, cât produc foarte multe complicații administrative. Apoi avem un sistem de taxe și impozite, din nou, în special cele care sunt cuprinse în codul fiscal și se referă la agenții economici, care se schimbă în fiecare zi cam cum își schimbă unii cravatele. Și asta are un impact foarte mare pentru că nu creează predictibilitate și pentru că creează foarte mari probleme în aplicare. Apoi, o parte din legile, ordonanțele, regulamentele pe care se bazează aceste taxe și impozite nu sunt chiar atât de clare cum ne-am dorit. Și te trezești că cel care controlează, după cum e ziua, după cum e... După cum a înțeles. Atmosfera, după cum a înțeles, după cum... I s-a spus că e bine să înțeleagă. Așa, da. Aplică tot felul de lucruri. Lucrurile, o astfel de situație te-ai aștepta să fie până la urmă armonizată în instanță, dar noi suntem o țară în care, deși se vorbește la televizor de marile succese care le avem și sunt succese cu siguranță pe anumite paliere, nu ne-am pus problema dacă nu cumva sistemul de justiție din România e precum codul fiscal. Respectiv, nu că s-ar schimba în fiecare zi, cât că noi nu ne asumăm ca țară să trecem la un sistem în care legea să fie aplicată, hai să spunem, unitar, adică dacă ceva se întâmplă într-un loc și primește o anumită încadrare legală sau un anumit final după o judecată dreaptă și corectă și într-un alt loc ceva de aceeași natură să ducă la același lucru. Și până la urmă, impredictibilitatea din economic pe care mulți o contestă în instanță, pe impredictibilitatea din instanță în care legea din România spune că sigur orice judecător după dreapta și înțeleapta analiză dă o decizie, ceea ce face ca în multe cazuri identice sau măcar izbitor de asemănătoare să fie sentințe diferite. Și doar ca să ne amuzăm acum cu ce se mai dezbate în preza de în televiziune de tabloid politic, adică în mai toate cele care zic că se ocupă de știri, dar care sigur pun o problemă importantă, este dacă nu cumva ne vom întâlni cu o situație în care, modul cum a fost domnul Adrian Năstase, candidat în campania electorală, a fost complet diferit tratat față de alți candidați în campania electorală, cum ar fi domnul ex-președinte Băsescu, care a și spus la televizor că domnia sa nu prea știe foarte bine ce a fost acolo, că speră că tot a fost o regulă, dar că nu garantează și nici nu se simte implicat. Sigur, sunt două cazuri celebre la nivel înalt în care știm că până la urmă pe acea sentință a domnului Adrian Năstase scria negru pe alb că nu s-au găsit prove directe, dar că a fost beneficiarul lucrurilor care s-au întâmplat și pentru aceasta a fost pedepsit. Revenim. Dacă codul fiscal se schimbă în fiecare zi, dacă există tot felul de interpretări asupra modului cum se aplică,
Și dacă în instanță nu avem o procedură clară care să arate, care să dea posibilitatea să presupui că vei avea dreptate sau nu și presupunerea să se bazeze pe ce s-a întâmplat înainte, atunci ne aflăm în situația în care ne aflăm acum. Și sigur că e creată în jurul întregului acest sistem de colectare a statului o întreagă bulă de neîncredere care conține cu siguranță multe lucruri care se întâmplă și multe lucruri care nu știm dacă se întâmplă. De exemplu, la Camera de Comerț sunt multe firme care se plâng că ori de câte ori o judecată ajunge la Curtea de Apel din Alba și este implicat statul, statul are dreptate. Da. Eu nu știu și nu e treaba mea să știu dacă, dacă are dreptate dacă sau nu. Lucrul așa se întâmplă. Dar sigur că poate, inclusiv în aceste cazuri, facerea și publicarea unor statistici care să ne arate cum stau lucrurile, poate că ar mai desteleni un pic din bula de neîncredere, care, repet, cum am ajuns la neîncredere, nu e rău să mai discutăm, dar acum suntem în neîncredere. Adică, chiar dacă Curtea din Alba, un exemplu celor care s-au plâns la Camera de Comerț, ar avea, și eu presupun că are, sentințe absolut impecabile, reluând premiul Nobel pentru economie, dacă oamenii cred că nu e așa, înseamnă că efectul de reglare socială pe care ar trebui să-l aibă justiția este foarte mic. Pentru că uitați-vă ce se întâmplă în cazul doamnei Udrea. Dânsa este un cetățean nevinovat, acuzat de tot felul de lucruri, așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Totuși, lucrurile de care este acuzată sunt grave, sunt serioase și pare că numărul like-urilor pe care le primesc postările domniei sale, surprinzătoare postări ale unei persoane care în arest, da, așa, în legătură cu cazul în care judecată, auzeam el la televizor că de sâmbătă până duminică numărul celor care a dat like a crescut cu 10.000, ceea ce nu arată că oamenii sunt, că noi românii suntem niște proști sau niște oameni care nu înțelegem sau niște oameni care ținem cu hoții și bandiții. Și poate să arate că suspiciunea și neîncrederea este atât de mare încât poate să afecteze din start o operațiune pe care o presupui că este corectă și legală și este pentru... Bun, noi suntem de fapt în fața a două situații, cred eu, și aș vrea să le discutăm pe rând. Da. O parte am atins-o. Prima e povestea despre realitate. Da. De foarte multe ori, legenda bate realitatea. Întotdeauna. Și încurcă toate lucrurile. Întotdeauna legenda bate realitatea, vă rog și să rețineți asta. Și toate lucrurile bune care s-ar putea să se întâmple într-un sistem. Absolut. Bun. A doua chestiune este că chiar dacă sistemul de taxare e mare, e mic, cum o fi, faptul că el deraiază o dată pe an, se duce într-o parte de mai multe ori pe an. Sau de mai multe ori pe an la indicațiile unui guvern sau ale unui ministru, creează o mare problemă, poate mai mare decât nivelul în sine. Corect? Corect. Faptul că eu nu pot să văd peste 2 ani de zile sau peste 3 ani de zile ce se va întâmpla cu compania mea, unde se vor duce banii, nu mai discutăm că nu văd dacă cumva din banii mei se face și o autostradă. Nu văd nici până aici, până unde îi dau. Sigur, deci, sigur. Asta e una dintre probleme. Dar totuși, vedeți, mi se pare interesant ceva. Am avut întâlniri înainte, în mandatul fostului președinte, în mandatul lui Traian Băsescu, întâlniri la Cotroceni pe tema educației. Uh-huh. Toate partidele au fost invitate, gata, super, așa facem. Acum, în mandatul noului președinte, partidele au fost invitate, facem un pact pentru apărare. Uh-huh. Super și ăsta, extraordinar. Nu ne dau un pact pentru economia țării, nu știu, mă întreb. Deși există viziuni de stânga, viziuni de dreapta, un pact care să ne spună, domnule, astea sunt temele cu care mergem înainte 5 ani de zile, nu ne mai legăm de ele. Putem avea mici virgule. Un pact de genul ăsta e imposibil doctrinar să se facă? Adică ei sunt atât de bine înfipți în sistemele lor doctrinare încât nu poate să lase niciunul de la el? Zilele trecute s-a înființat un nou partid, așa că știți dumneavoastră, doamna Macovei și-a realizat visul domniei sale. Sigur că ne-a explicat că M-ul de la M10 nu vine de la Macovei, vine de la Metro. Mărțișor. Da. N-ar fi nicio problemă de oriunde ar veni. Domnia sa spunea câteva lucruri care merită aduse în discuție. Primul dintre ele,
dânsa pretindea că în România nu există stânga și dreapta, și că n-ar exista ideologii. Sigur, era amuzant că după aceea pretindea că partidul dânsa este de fapt singurul. Primul care are și că e de centru-dreapta. Mă rog, pe un eșichier politic, dacă ești singur, e greu să fii... Da, da, dacă ești singur, ești cel mai bun. De dreapta și de stânga. Că, da, știți povestea cu adunarea franceză și cu de unde e stânga și dreapta. Dincolo de asta, eu spun o părere personală. Lipsa de educație politică, până înainte de 90, când eram educați că doar Partidul Comunist există și asta e tot, și lipsa de orice efort de educație politică și cetățenească după aceea, gândiți-vă în școli, că nu se mai spune nimic, gândiți-vă că la televiziuni nimeni nu se străduiește să explice, să promoveze, face ca noi să trăim, mulți dintre noi să trăim în minte cu niște imagini despre ceea ce credem că ar fi, despre niște legende politice. De exemplu, mulți dintre noi continuă și am văzut că inclusiv oameni politici cu poziții naționale importante, ceea ce nu mai este pardonabil. Hai să zicem că unora dintre noi, neștiința sau nu prea mare aplicare spre citit ne-ar fi cumva scuzabilă, dar când ești un important lider politic și cu asta te ocupi, e mai complicat. Deci, ideea multora este că stânga și dreapta continuă să fie ceea ce au fost, de exemplu, în secolul XIX sau la începutul secolului XX, când existau două concepte foarte clare pornite din Revoluția franceză. Unul dintre ele era cel cu egalité, fraternité, și celălalt era cel cu liberté. Deci libertatea, laissez-faire-ul, dreptul fiecare de a face cât poate de mult și de a beneficia de aproape tot ceea ce face, dacă nu tot ceea ce face, a fost pornirea doctrinei liberale, în timp ce promovarea principiului egalității văzut ca solidaritate socială, nu văzut cum i-a văzut comuniștii, că nimeni să nu fie mai sus decât celălalt, a fost pornirea stângii. Acum, dacă ne uităm în Europa, se vede cu ochiul liber, fără să fii specialist în doctrine politice, eu nu sunt nici pe departe, sunt un simplu privitor, că după al doilea război mondial, țările care au rămas în afara lagărului socialist s-au concentrat pe niște valori care nu mai sunt în momentul de față în dezbatere ideologică ca aparținând stângei și dreptei. După al doilea război mondial, au fost o mulțime de discuții referitoare la evitarea unui al treilea război mondial, la evitarea repetării unei situații care, iată, de la 1919 până în 1939 nici n-a trecut mult timp. Și în discuțiile foarte serioase de atunci, occidentalii și americanii au ajuns la concluzia că există câteva lucruri care sunt antidoturile dictaturii. Și că aceste câteva lucruri n-ar fi, de exemplu, democrația, care nu e antidotul la dictatură, ci este un sistem, sistemul în celălalt pol. Eu am ajuns la concluzia că democrația nu poate fi construită, de exemplu, pe sărăcie. Și că nivelul de sărăcie, cu cât sărăcia este mai mare într-o societate, cu atât tendința acesteia de a se îndrepta și de a susține programe și persoane de natură absolutistă, dictatorială, este mai mare. Atunci, la nivelul Europei Occidentale, una dintre concluzii a fost că măsura cea mai importantă, sigur, în afară de partea militară, de tratatul cărbunelui și oțelului și așa mai departe, că una dintre componentele foarte importante de care e nevoie ca să poți construi o democrație stabilă este cea a unei prosperități rezonabile. Și cumva din acest filon s-au dezvoltat acele politici care au dus la construirea ceea ce se numește statul bunăstării sociale. Acest stat al bunăstării sociale nu este un stat asistențial care dă cu toate mâinile și zice hai să împărțim, hai să fim haiduți, să luăm de la bogați și să-i miluim pe cei care stau degeaba. Dar au fost puse în practică politici sociale foarte importante care au făcut ca majoritatea populației să trăiască la un nivel de trai rezonabil. Și care nu situau
cadrul politic care le-a inițiat, nu ți-au pe stânga sau pe dreapta neapărat? Nu, de vreme ce pentru a putea avea democrație avem nevoie de o minimă prosperitate și acea minimă prosperitate presupune un mix de ceea ce era înainte stânga și dreapta. Presupune că ai antreprenoriat bun, că ai firme performante care creează locuri de care obțin profit. În virtutea acestui profit creează locuri de muncă. Că iată, noi suntem într-o țară în care și stânga și dreapta discută despre hai să creăm locuri de muncă. Locurile de muncă nu prea se pot crea în economia privată, în economia naturală, așa, la modul oameni buni, haideți, creați niște locuri de muncă. Ne-am gândit să facem asta. Trebuie create condiții pentru extinderea, crearea de noi afaceri și ele vin ca urmare a unui business bun. Deci, întorcându-ne la Europa, dar după ce oamenii politici de la acea vreme au ajuns la concluzia că democrație în lipsa prosperității nu prea există, au făcut un plan, sigur, nu vorbea cu de planul Marshall, ci el a fost o parte a unui concept similar, dar după planul Marshall, ideea a fost acela de a asigura un nivel de trai rezonabil marii majorități a cetățenilor. Sigur, visul este să îl asigur tuturor cetățenilor. Sigur că asta are expresie, din câte știu, într-o singură Constituție din lume, Constituția Statelor Unite, unde se spune că singurul motiv pentru care cetățenii predau puterea cuiva prin delegare democratică sau pentru care ieși în față ca să fii ales și să servești, este acela de a asigura prosperitatea și fericirea tuturor americanilor. Bun. Deci există, iată, sau a existat, mai bine spus, deși temelia e acolo, un moment zero, dacă vreți, când a spus, domnule, astea sunt principiile care vor duce la baza asta și care ne va ajuta să trăim mai bine, să avem niște oameni care, având confortul economic cât de cât asigurat, să gândească mai bine și să se autoeduce și așa mai departe. Și mă întorc, practic, la întrebarea care mea. Care nu sunt de stânga și dreapta, exact. Și care s-au transferat în marile axe pe care le susține acum Uniunea Europeană. Gândiți-vă că, de exemplu, principiul solidarității și coeziunii este unul dintre principiile fundamentale ale Europei. Solidaritatea se referă la relațiile interumane, la indivizi, iar coeziunea se referă la teritorii. Deci e Uniunea Europeană de stânga, domnul director. Sigur, da, e Uniunea Europeană de stânga? Răspunsul este nu. Nu e nici de stânga, nici de dreapta. E un conglomerat de state care au niște planuri comune și care, sigur, că dacă e să ne gândim dacă măsurile lor sunt mai degrabă de stânga sau de dreapta, depinde de alegeri, depinde de alegerile în Parlamentul European, depinde de numirile în Comisia Europeană și mai departe. Dar dacă vă uitați la Uniunea Europeană, acest principiu al solidarității și coeziunii nu a fost schimbat când au fost mai degrabă de dreapta cei care au condus Uniunea, Parlamentul sau Comisia. Și nici nu au fost întărite sau făcute altfel când au venit cei de stânga. Erau rămas un corp comun care nu ține de stânga și de dreapta. De ce pare imposibil să facem și noi același lucru? Pentru că eu sper că va fi posibil. Unul dintre lucrurile pe care domnul președinte Iohannis le-a anunțat ca fiind în planul domniei sale a fost acela de a stabili niște lucruri, de a stabili o platformă comună a partidelor pentru niște obiective pe care le consideră cu toții esențiale și de care să se țină măcar pe un termen mediu, dacă nu termen lung. Dar asta e foarte complicat și vedem că astăzi nu suntem încă în această situație, pentru că cele două mari partide, partidul care este la guvernare și partidul în opoziție, se ciocnesc foarte violent în mediul public și pe ecrane în legătură cu un cod fiscal, nu neapărat țintit pe ce efecte o să producă, ci am ajuns să avem discuții morale, dacă e moral ca eu sau dumneavoastră sau ea să propună nu știu ce care măsură. Că adică dacă eu aș propune ceva din partea aia ar fi un fel de furt ideologic, ba nu. În partea asta, la altă e și așa mai departe. Deci, ce spun, contează cine spune. Deci suntem încă în situația în care partidele parcă văd mai degrabă următoarele alegeri și cum tot avem alegeri, părem că nu reușim să ieșim din în situația asta. Suntem tot în campanie. Și asta ne împiedică, îi împiedică și ne împiedică pe noi ca țară să avem niște obiective foarte serioase. Pentru că mie mi se pare că toată această discuție despre creștere și reducere de taxe, că or fi mari, că or fi mici, că ne plac, că ne enervează, trebuie să aibă o legătură importantă cu câteva obiective pe care ar trebui să le realizăm strângând taxe mari sau mici. De exemplu, noi avem un master plan pentru transportul. Da. Am mai avut, nu știu. Pe mine nu mă interesează acesta sau cel dinainte sau care o fi el.
Dar acolo aflăm că pentru a avea până în anul 2000, să zicem, 20 și nu știu câți kilometri de autostradă, să zicem, 100, 1000, câți ori fi, ne costă o sumă. Că din suma aceea ne propunem să avem atâta cofinanțare europeană și de rest ar trebui să avem banii noștri. Banii noștri. Banii noștri poate să însemne banii noștri, adică finanțare publică, și asta înseamnă că trebuie să existe o previzionare pe termen mediu și lung a bugetului, de genul ca să ajung în anul 2020 să am 1000 de kilometri de autostradă, în 2019 trebuie să am câți? Și așa mai departe. Se numește pur și simplu derulare invers. E o tehnică de strategie pe care lumea care face strategie o cunoaște. Probabil prevede și alocările. Și toate după aia trebuie să venim cu alocările și sigur că aici pot exista divergențe politice. S-ar putea ca unii dintre cei care au o prezență importantă în politica românească să spună că ar trebui să facem 200 de kilometri în primul an și alții să spună nu, facem întâi 100 și pe urmă 3. Sau unul sau altul dintre coridoare ar fi prioritare. Poate vrem să ducem mai repede dezvoltarea Moldova decât am vrea să terminăm 4 paneuropean. Sigur, astea pot fi opțiuni politice. Dar dincolo de aceste opțiuni politice, dacă vrem să obținem un obiectiv, el trebuie transformat în bani, banii aia trebuie să fie alocați și sigur că trebuie să-i strângi de undeva. Ori noi, în momentul de față, după cum ați observat, de câte ori facem câte o reducere, că nu riscă nimeni să spună majorarea de taxe, pentru că se tem că vor pierde următoarele alegeri. De câte ori vorbim de câte o reducere, întrebarea care se pune este de unde umplem gaura. Adică, asta după părerea mea ar suna cam așa. Noi avem un nivel de buget, avem un pahar, cum ar fi un paharul de cafea de pe masă. Și noi ne propunem să-l menținem, dacă se poate, la un anumit nivel. Vedeți, acesta e mai degrabă un pic mai gol decât plin. Atunci, întrebarea este, dacă pun mai puțin în el și beau tot atâta, cum fac să compensez golul? Bun, asta presupune că modul, nivelul în care noi ne dezvoltăm acum, ritmul în care dezvoltăm, ne este pe plac. Există o adevărată gargară politică, nu se poate spune altfel, care zice că, uite, dacă o să reducem Parlamentul, din banii aia o să construim o țară. Și dacă mai reducem și statul, spune doamna Macovei, ați auzit-o, un stat minimal, nu știu ce înțelege dânsa prin statul minimal, un stat care să aibă ministrul de justiție care să facă niște coduri care să nu se aplice, cum a făcut domnia sa. Le-a făcut în regim de urgență, nu puteau aștepta, după care la un an nu știu câte ani aplicarea că puteau aștepta. Da? Deci, noi vrem un stat minimal despre care vorbim cu mare aplomb la televizor, dar, de exemplu, nu știm să spunem care e alt stat minimal la care ne-am uitat, să zicem. Am văzut și la ei că se poate. Cum merge asta cu statul minimal? Puține ministere, puțini oameni, puține sarcini. Și sigur că dacă asta vrei să faci, următoarea întrebare este, păi și pentru ce strângi bani? De ce să strângi rovinietă și acciză de combustibil și de aia și de aia și de aia dacă tu îți propui să fii așa un fel de supraveghetor care vine din doctrina liberală, mai degrabă din aripa libertarianism, adică mult, mult în dreapta, care spune că până la urmă statul cel mai corect este un stat paznic de noapte. Paznicul de noapte, adică, nu, cel care merge pe stradă să nu fure cineva, să pare așa că e bine. Statul paznic de noapte reprezintă o discuție importantă în țările foarte dezvoltate, unde o mulțime dintre probleme au fost rezolvate. Ce ne facem cu statul paznic de noapte într-o țară precum România? Ce ne facem cu paznicul de noapte în Sibiu, unde, iată, probabil în următoarele săptămâni, primul azil de noapte care a fost făcut aici va fi închis pentru că nu mai are nicio finanțare publică. Corect. Și paznicul de noapte nu are decât să fie la ușa închisă și să le spună acelor oameni, descurcați-vă. Corect. Doctrina veche, liberală, care zicea că fiecare oaie să-și poarte blană, era doctrina de secol XVIII și era bine atunci, în zorii, în efervescența creierii capitalismului. În momentul de față, dacă fiecare ar trebui să ne vedem de propria noastră soartă, am ajunge la un stat absolut darwinist, în care ar funcționa pur și simplu selecția naturală. Adică ideea ar fi că cine poate trăi să trăiască, cine poate trăi excepțional să fie de bine și cine nu, n-are decât să moară. Ori gândiți-vă că în state occidentale puternic dezvoltate, care sunt departe de a fi suspicionate că ar fi state de stânga,
partea care ține de solidaritate socială este foarte importantă. Și este foarte importantă atât datorită valorilor umanismului, cât și datorită unei zone de risc, pentru că, gândiți-vă, dacă e să ne gândim să luăm orice ar fi în stare să facă omul, performanța acelui ceva, spun statisticienii, arată ca un clopot inversat. Precum clopotul lui Gauss. Ce spune acest clopot al lui Gauss? Asta spune că aproape 70% dintre noi, la orice ar fi să facem, îl vom face în jurul valorii medii, mediocre. Adică așa și așa. Peste asta mai sunt vreo mai puțin de 15% care ar face-o bine. Și mai sunt vreo 2-3% care ar face-o foarte bine. În momentul când vorbim de economie, dacă nu se ia nicio măsură, cum ar fi, de exemplu, măsurile care împiedică monopolul, ăia 2-3% de acolo, din capătul foarte dezvoltat, absorb toată economia respectivă, sigur ei sunt foarte buni, sunt foarte competitivi și ajung să fie toxici, pentru că nemai având niciun competitor serios, ajung să fie niște dictatori în piață. Gândiți-vă că dacă, cum ar fi dacă să fie singurul producător de pâine. Sigur, ați ajuns în asta într-o 100 de ani în care v-ați tot dezvoltat și i-ați cumpărat pe toți și ați fost mai buni, sigur, excepțional, dar în momentul când ați devenit singurul, nu s-a mai pune problema unei economii de piață, pentru că neexistând concurența între producători și concurența cumpărătorilor eventuale pe produse, acel entitate privată ar deveni echivalentul statului comunist, dictatorial, în care de la un buton, la modul discreționar, toate aceste lucruri se reglau. Bun, întorcându-ne statul paznic de noapte, e limpede că nu poate fi funcțional, dacă ne uităm în jurul nostru numai, nu poate fi funcțional astăzi, în condițiile în care, pe o parte, am vrea un stat minimal, un stat paznic nu, de noapte. Nu, mă iertați, este una dintre lucrurile, este unul dintre lucrurile pe care, dacă eu ar fi să aleg un singur reproș care l-aș face domnului președinte Băsescu, și un singur lucru care a creat mult rău în conștiința publică din România, acesta ar fi discuția despre faptul că statul din România e prea mare, că e prea extins, că se cheltuie prea mult. Păi gândiți-vă că noi discutăm de aceste lucruri care vor avea ce urmare? Să fie mai puțini oameni care sunt în ceea ce numim stat. În ceea ce numim stat, avem ordinea publică, avem apărarea națională, le vrem mai jos? Sănătate, probabil. Avem sănătatea. Avem învățământul? Păi, asta vreau să spun. Avem politicile publice? Care parte din... Ce vrem noi de la stat să fie mai mic decât acum? Când gândiți-vă, fiscul n-are capacitate să colecteze. Toată lumea, pe de altă parte, spune, ați văzut rata de colectare la TVA? Ați văzut cât e de extinsă munca la negru? Ați văzut câtă lume vinde fără bon? Păi dacă statul este minimal, înseamnă că aceste lucruri le considerăm pur și simplu lucruri naturale, că într-un stat minimal nu poți avea 10.000 de oameni care să facă control fiscal, că ar fi deja, statul ar fi maximal. Nu mai e minimal. Noi suntem în situația în care o parte bună din fondurile europene pe 2007-2013 vor rămâne în trezoreria Uniunii Europene, pentru că ne-am dus pe versiunea minimală. Deci amintiți-vă că s-a redus domnul Boc, a redus la indicațiile maestre ale domnului Băsescu cu 25% tot ce era de redus, toate posturile au fost blocate, vă amintiți? Era 1 la 7, deci dacă pleacă 7, mai e 1, inclusiv în ceea ce privește unitățile care se ocupau de plățile europene. Deci noi nici măcar atâta înțelepciune am avut că acolo, unde era banii de cofinanțare a dezvoltării, să spunem, merge greu, da, cât sunteți oameni buni? 7. Păi câte cereți aveți? 7.000. Păi hai să facem. Pentru că acolo povestea era așa, păi da, dar trebuie să-ți dau un salariu. Păi sigur că trebuie să-ți dau un salariu, dar gândiți-vă că probabil nu ne vor rămâne 10 miliarde de euro necheltuite. Eu asta vreau să spun, domnul director general. Pe o parte vorbim de un stat minimal, pe cealaltă parte toate nevoile noastre din comunitate maximale trag alte semnale de alarmă. Că se spune, nu avem oameni în primării care să facă munca, nu avem oameni în spitale, nu avem la fisc și nu avem câți ar trebui niciunde. Gândiți-vă că nu avem în apărare. Și atunci nu simplificăm că... spunând că ar fi bine să fie mulți, dar să-și facă treaba? Sigur, simplificând, spunem că ar trebui să fie mulți să-și facă treaba, dar noi ne aflăm într-o situație în care... Sunt și puțini și nici nu-și fac. Fără să fim farisei, trebuie să spunem că sunt puțini, că unii din ei au fost angajați pe criteriile pe care au fost angajați și sunt prost plătiți.
Acum, sigur că dacă vrem doar să spunem vorbe frumoase la televizor, spunem. Păi dacă nu-ți convine, pleacă, frate, dar dacă stai pe salariul ăsta, a fost treaba impecabil. După care ne întoarcem și spunem. Aveți idee cât câștigă, de exemplu, un asistent universitar? Net. Ok, vreo 1000 și ceva de lei. Și zicem, păi și mie ce-mi pasă? Păi, ne pasă. Cât costă, cât câștigă un medic rezident? Cât câștigă și o lumași pe această cale? Și spunem, păi, dacă sunt puțini și dacă sunt prost plătiți și provin dintr-un sistem în care noi cu toții ne-am format, avem de ales între a vedea care e situația și a vedea cum să facem să nu mai fie asta, sau să-i arătăm cu degetul și să zicem prost plătiți și vai de capul vostru, dar pe noi ne interesează, vrem să fiți perfecți. Care e un lucru pe care îl putem cere, dar el nu se va întâmpla. Corect. Eu pot să vă cer dumneavoastră să lucrați aici pe 1000 de lei. Chiar mai puțin. Ar fi foarte bine. Da, glumim. Așa e. Sigur. Și să vă cer să fiți super performant și profesionist și să faceți și să dregeți și să vă cer să receți cu 25% luminile că e scump. Uh-huh. Și studioul ăsta e cam și mare. Și să fie la fel. Și poate că nu vă trebuie mai multe camere, că una de aia mână ar fi bună și după aia să zic și eu vreau să iasă o emisiune impecabilă și vreau să luați premiul Grammy sau... Poliția, da. Și nu cetățeanul nu e frustrat? Păi, cetățeanul împotriva statului. Păi, nu cumva spune și statul ar trebui cumva să fim toți. Lucra, da, gândiți-vă că noi am fost învățați. În criză, ăsta a fost lucru pe care guvernarea domnului Băsescu ne-a învățat. Să fim frustrați și revoltați împotriva cui? Dacă vă aduceți aminte, în prima fază, prima bucată de criză, toată lumea era zmuțită împotriva privaților care nu far nu drept. După care, când a fost vorba de făcut economie, eu uitat dintr-o dată pe privat și a zis stați un pic, acum mi-am adus aminte, sunt prea mulți angajați, sunt prea mulți bine plătiți, sunt prea așa. Păi nu tot ei au făcut sistemul ăsta stufos sau mai puțin stufos sau... Bineînțeles. Și cetățeanul de acasă ce trebuie să înțeleagă? Cetățeanul de acasă trebuie să înțeleagă că... e posibil să cumpere o mașină foarte scumpă și să fie proastă. E posibil. Nu se întâmplă foarte des, dar e posibil. Dar nu e posibil să cumperi o mașină foarte ieftină și să fie bun și să câștigi Formula 1. Deci e posibil să plătești foarte bine un medic, luăm exemplu acesta, sau ce vreți dumneavoastră, un judecător, și să nu aibă calitate, să nu performeze. Dar e greu de crezut că plătind aproape la limita sărăciei oamenii dintr-un sistem, ei vor zice, păi, acum asta este, n-am cu ce să-mi cumpăr papuși la copil, dar eu stau peste program. N-am cum să, cu ce să-mi iau biletul de autobuz, dar nu nicio problemă, mă duc până în capul celălalt al orașului, pentru că, și întrebarea este pentru că ce? E o chestiune de priorități, de fapt, pe care trebuie să le vedem și noi ca, interesant, ca întreținători ai multor legende. Noi le întreținem legendele și în al doilea rând le înghițim cu mare ușurință, pentru că să fim supărați unii pe alții, dar nu și pe noi înșine cumva, e cel mai simplu lucru. Da, mediul politic care este, vedem câtă capacitate are să ducă România în altă parte decât o duc voturile, îl vedem. Deci lumea e revoltată pe impozite, politicienii se oferă care mai de care să reducă. Lumea s-a enervat nu știu unde pe gazele de șist. Foarte bine, o mulțime de politicieni în următoarea secundă a ieșit la televizor și a spus noi. Suntem alături de voi, am înțeles. 15 sunt împotriva gazelor de șist. A părut că sunt mai mulți aia care sunt pentru. Atunci e bine. Știți, m-am mai gândit, e foarte bine. Și așa mai departe. În tot acest context, domnule director general, vedem ceva. Și ne apropiem de final, aș vrea să încercăm să o lămurim cât se poate de repede. Vedem că sunt comunități în această țară, scăldată în toate chestiunile despre care noi am vorbit, sunt comunități care par să se descurce. Sibiu e o astfel de comunitate. Sigur. Clujul e alta. Primesc semnale mai slăbuțe dinspre Moldova și mă întreb, de ce diferențe astea țin de oamenii care administrează acele comunități? Adică, cum unii se descurcă mai bine, alții se descurcă mai prost? Care e explicația? Țin guvernăm lucrând după aceleași reguli, nu? Toți. Da, nu în același loc. Și nu cu același capital. Și nu cu aceeași moștenire. Bun dat.
toate le-am făcut în timp și Sibiu a ajuns în ultimii 15 ani să fie așa. Absolut, și sigur că modul cum a fost administrat este unul dintre explicațiile foarte rezonabile și care cred că nu mai trebuie dovedită. Nu știu, dacă există astfel de rețetă, de ce nu fost și alții? Păi pentru că punctul de pornire al Sibiului, care a fost, din păcate, ani de zile neadministrat, ca să-mi zic prost administrat, a fost cu totul altul decât este al Vaslui. Poți să faci un lucru, da, haide să ne gândim că ar fi vorba de studiouri de televiziune. Ai un studio care are totuși dotări, are ceva, are niște capacități, are un potențial. Și dintr-o dată e administrat de un om cu viziune, de un om cu talent, de un om care se ocupă, sigur că va înflori. Dar gândiți-vă că în același timp avem studiouri care sunt o șură și un telefon mobil cu care facem studio TV. Poți să pui cel mai tare administrator din lume. Capitalul uman, capitalul de poziție, dacă vreți, trecutul, toate acestea fac ca oricât de greu ne-ar fi să constatăm că nu suntem egali. Sibiu nu este egal cu un alt oraș, nu dăm aici niciun nume. Apropierea noastră de vest, trecutul nostru mult mai important la nivel de industrie, cum ne-a prins, de exemplu, anul 2000 cu privatizările, au dat un punct de pornire foarte important. Haideți să vedem ce a avut, cum a ajuns Sibiu un tânăr tigru mult mai competitiv, de exemplu, decât Brașovul. V-ați întrebat vreodată? Brașovul e o piață mult mai mare, poziția lui pe drumuri, pe tot ce vreți, e similară. Un fost oraș industrial socialist cu un potențial foarte important. Ar fi avut toate aturile. Acolo s-au dus toți banii noștri de când cu regiunea Stalin, că așa funcționa. Corect. Și totuși constatăm că în ziua de azi lucrurile acolo sunt departe de a fi roze. Presupun că autoritatea locală a oferit alte facilități celor care au fost dispusă riștei aici. Păi, dincolo de asta, gândiți-vă că încă în 2010 noi mai avem chestiuni de discutat în Brașov în legătură cu privatizare. Deci gândiți-vă că până la urmă ce au moștenit ei din epoca comunistă, marile fabrici cu zeci de mii, cu 7.000, cu 10, cu 15.000, tractorul, autocamioane, ce mai aveau acolo, au fost nuclee anti-revoluție, anti-reformă. Uh-huh. Oamenii ăia de acolo și-au conservat poziția lor de angajați, evaluând pe bună dreptate că intrarea lor într-o piață competitivă, adică, de exemplu, dacă tractorul ar fi devenit un producător sub marca, nu știu, Andini sau cineva, o mulțime din lucrurile care înainte mergeau n-ar mai fi mers. Și atunci sigur că omul, la un mod absolut natural, nu prea a fost de acord cu o chestiune care pe el îl punea într-o situație nefericită. Pe de altă parte și statului probabil că îi convenea la un anumit moment toată chestiunea asta. Ei, gândiți-vă că masa de oameni și de votanți de acolo a fost foarte importantă și a fost de folos. Gândiți-vă că una dintre motivele, pentru ca să vedeți cât de straniu sau de fapt cât de limpede se închide cercul, unul dintre motivele pentru care am avut dotări foarte proaste în ceea ce privește mijloacele de transport în industria apărare, au fost contractele speciale făcute de toată lumea ca să putem produce în continuare camioane. Deci ideea n-a fost să producem camioane bune și performante. Ideea a fost, păi, oameni buni, jandarmi, armată, ce o să fi voi? Acolo. Voi de acolo luați. Gândiți-vă că... Deci erau praf și pulbere. Da. Deci erau praf și pulbere. Statul român a continuat să subvenționeze decenii producția de tractoare de la Brașov, ceea ce în sine nu este un lucru rău. Dar, din păcate, piața lor fiind pur și simplu asigurată fără să facă niciun efort de modernizare, tractoarele produse la Brașov au rămas tractoarele alea cu care ne jucam noi când mergeam la practică agricolă. Pas cu vremurile. Eu am fost stupefiat să merg cu tractorul cumpărat de rudă de-a mea cu subvenție de la stat. Care era neschimbat. Nu mi-a venit să cred. Deci pur și simplu nu mi-a venit să cred. Cei care să mai... Știu tractoarele vechi, în dreapta sus, că avea un mic ventilator, așa, cu elice. Ăla era sistemul de aer condiționat. Avea aceleași găuri cu care, dacă nu erai atent, îți încurcai picioarele prin podea și viteza se schimba la fel.
luai mâinile de pe volan, te prindeai cu amândouă mâinile de manetă și începeai hr și schimbai viteza la tractor. Pe principiu hai cu tata. Pe principiu până la urmă merge. Deci problema n-a fost că noi am fi avut o politică de menținere a unor producții, a unor produse strategice, cum ar fi, să zicem, autocamioane sau cum ar fi tractoare. Noi le-am menținut ca fiind strategice, le-am plătit din greu. Dar ele sunt atât de strategice încât să ne ferească Dumnezeu să avem nevoie vreodată să ne mișcăm cu... Da, e un alt exemplu care pe mine m-a șocat și pe care îl vedem cu toții încă, mai ales în mediul rural, a fost achiziția de mijloace de transport pentru copii. Vă aduceți aminte probabil că în urmă cu 10 ani de zile s-au dat niște comenzi către fostul Aroc în Cunung să le facă niște platforme galbene, închise, niște stupizenii, că le vedeai și era evident că e o struțocămilă. S-au cumpărat alea toate ca acum de vreo 4 ani de zile să se cumpere mașini speciale făcute într-o țară cu apă caldă de ceva vreme. Adică e evident că ce s-a făcut atunci a fost o greșeală și se recunoaște și prin achizițiile făcute acum. Fără doar și poate. Statul este recunoscut în toată lumea ca fiind un foarte prost administrator. Între statele care administrează, sigur că statul român nu strălucește. Dar revenind la partea cu taxele și impozitele, dacă nu avem stabilite, dacă singurul nostru obiectiv este să menținem bugetul în echilibru și trebuie să-i mulțumim din nou domnului Băsescu și guvernului Boc că ne-au învățat această prostie, că tot ce am avea noi de făcut cu bugetul și cu planul de anul viitor ar fi să-l menținem, să controlăm deficitul. Noi nu discutăm despre ce trebuie să realizăm în 2015, discutăm despre cât să fie deficitul. Și sigur, e important cât să fie deficitul, dar dincolo de faptul că să fie atât sau să fie atât, există alți vectori, au arătat ce s-a întâmplat în 2014. În 2014 aproape că am terminat pe excedent, pentru că nu s-au mai cheltuit bani pe investiții. Noi ne aflăm acum în situația în care rapoartele pe luna ianuarie arată că s-a închis cu excedent bugetar. Deci fabulos, trăim bine. Fabulos! Păi nu! Nu, asta ar fi concluzia. Dom'le, noi am avut atât de mulți bani, am făcut tot ce trebuia făcut și ne-au mai și rămas. Nu, asta e o capcană. Gândiți-vă că ați avea 100 de lei pentru toată luna ianuarie, ca să trăiți. Și ați cheltuit 99. Și am rămas cu un leu. Și ați rămas cu un leu. Am reușit. Și aveți excedent 1%. Și următoarea întrebare, ce am reușit? Păi n-ai reușit mai nimic. Ai reușit să-ți menții bugetul în echilibru, să zicem. Și cu... Că plus 1, că minus 1, știm, să fim sub minus 3% și mai departe. Dar să fim cu un buget cu care am realizat ce? Deci altfel spus, domnul director, suntem mai atenți la cifre decât la ceea ce ar trebui să se întâmple cu cifrele. Păi noi suntem atenți la niște lucruri la care alții se uită la noi pentru că sunt importante în economia globală, cum ar fi cât e deficitul, cât din PIB e valoarea împrumuturilor și așa mai departe. Dar cei care... s-au băgat în față și ne guvernează, uită că să guvernezi nu înseamnă numai asta. Deci noi putem avea aceste echilibre, macro-echilibre, la acest nivel. Deci dacă statul nu investește, nu cheltuie bani, vom avea excedent. Întrebarea este dacă asta are un efect pozitiv și ne reîntoarcem la ideea stupidă a statului minimal. Păi, marea criză din... nu asta de acum, aia dinainte, da? Care știm cu toții că atunci când a izbucnit al doilea război mondial încă nu se resorbise complet. Marea criză a avut o soluție doctrinară foarte interesantă. Ea a fost pusă, lansată de către Keynes, care a spus câteva lucruri, acum le considerăm banale. Dacă economia merge foarte bine, dacă partea privată merge foarte bine și economia tinde aproape să se încingă, ceea ce are de făcut statul este să cheltuie mai puțin pentru a încerca să nu pună paie pe foc și să crească impozitele. Crescând nivelul de taxare, reduce cumva apetitul de investiții ulterioare și de obținere de profit suplimentar și cumva economia se reașează. În cazul în care te afli în criză, tot ceea ce are de făcut statul este să reducă la minim taxarea și să-și ducă la maxim cheltuielile. Păi, acum, pe care ideologie suntem? Dacă vă amintiți, în timpul guvernării domnului Tăriceanu, economia duduia, da. Banca Națională lansa avertisment după avertisment. Apropo, zeci de avertismente cu francul elvețian, dar acum sunt acuzați că nu le-au spus oamenilor, și spunea, vreți să avem o aterizare lină sau să cădem cu avionul? Atenție, noi consumăm prea mult combustibil, o să cădem. Da, putem să facem
reducere prin asta, 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 care erau măsuri de politică economică. Nu le-a luat nimeni. Păi nu, fiindcă ni se spunea de la televizor că nu e nici vorba de criză, nu vă aduceți aminte? Păi nu, 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 asta era înainte de a se vorbi de criză. Okay. Asta era când constatam că economia noastră se încinge, că adică avea o creștere nesustenabilă. Ne-am dus prea sus. Ne-am dus prea sus. Da? De ce avea o creștere nesustenabilă? Deci eram umflat cu pompa, cum ar veni. Păi nu eram umflat cu pompa, ci accesul la bani al persoanelor. Că, atenție, firmele erau descurajate prin... tocmai prin măsurile băncii naționale, care erau destul de bananiere. Dar ei n-aveau ce face altceva decât, de exemplu, să impună băncilor ca tot mai mulți din banii care atrăgeau să țină în depozite de siguranță, ceea ce ne-a și ferit de colapsul bancar. Dar ceea ce în perioada respectivă a scăzut foarte mult apetitul de investiții al firmelor când consumul era foarte mare. Ca atare, creditul cu buletinul și toate celelalte au făcut ca noi să consumăm foarte mult. Nu din producția internă, că n-aveam, ci din import, ceea ce făcea ca adevărata prosperitate să se ducă în zona unde se producea producția și consumând prea mult bunuri care nu erau produse în economia națională, ci doar spălate de importuri, mai produceam încă ceva, consumam resurse din viitor. Deci când te împrumuți, cheltui banii din viitor. Atunci, după teoria lui Keynes, ceea ce era de făcut era ca statul să intervină ferm, să-și reducă cheltuielile la minim, să fie mai puțină cerere publică, pentru că era prea multă cerere privată, și să crească nivelul de impozitare. În contrapartidă, pentru că statul românesc și guvernanții noștri se uită tot la macroechilibre, au zis, păi, dacă avem 6% rată de creștere, înseamnă că dacă cheltuim cu 6% mai mult, tot rămânem cum au fost. Și au cheltuit mai mult decât 6%, că nu-i nimic, anul viitor o să avem 8% și compensăm. Adică, pe un foc foarte mare, s-a pus cerere publică și s-a făcut presiune pe reducere de taxe și impozite. Este o politică anti-keynesianistă. Trebuie să ai un motiv ca să o faci. Motivul era că noi ne uitam la echilibru. Ziceam, câți bani mai ai acolo? Păi mai am vreo 500. Hai, frate. Și sigur că s-au făcut angajări la fel de nejustificate cum au fost pe urmă concedierile guvernului Boc. S-au făcut creștere de salarii la fel de anapodă cum au fost după aceea reduceri și mai departe. După care am constatat că economia a intrat în criză. În aceeași pagină 1 din manualul de economie spune că atunci trebuie să cheltui mult și să încerci să reduci taxarea ca să scoți banul public, banul privat în joc, să creezi tentație de investiție ca ăla să compenseze ce are de compensat. Sigur, o faci într-o anumită limită, că trebuie să te poți împrumuta, trebuie să te poți îndatora și mai departe. În momentul când, după ce vă amintiți că și domnul Tăricianu și domnul Băsescu a spus la televizor care criză e o mare prostie, când au aflat și dânsii că totuși nu era așa o mare prostie, au trecut în extrema cealaltă și s-au ocupat de ce? Tot de echilibru bugetar. Adică, oameni buni, o să fie criză? Da, păi hai să tăiem. Și ce au tăiat? Au tăiat în primul rând cheltuielile, adică consumul public, și au început să majoreze taxe. Următoarea întrebare este, în două, și pe vreme bună și pe vreme rea, noi am fost anti-Keynes. Sigur, eu nu spun că trebuie să aplici o politică keynesianistă, dar trebuie să aplici o politică cu cap și coadă. Să zici, ok, ce vreau eu să fac? Și guvernarea Băsescu a spus foarte clar, domnule, eu vreau să țin bugetele în echilibru. Păi asta am și făcut. De asta v-am dat exemplu cu imaginați-vă că aveți 100 de lei. Deci sigur, ați avut 1000 de lei și cheltuiați 1100. Acum le tot reducem până ajungem în echilibru și ziceți, acum cheltuiesc 99 de lei și am 100. E bine? Da, excelent. Cât e? 1%. De aici putem avea creștere economică 5%. Adică la anul vom avea 5 lei dintr-o 100 în plus. Da? În condițiile în care 0,1 din 1000, poate că era un pic mai mult. Deci ce vreau să spun despre... Mă iertați, să închei doar fraza. Ca și celelalte, povestea asta se termină, dacă vreți, într-o fundătură. Noi n-am... Avem o țară și nu ne-am propus să facem nimic cu ea. Deci ca să poți stabili, de exemplu, că o măsură precum cea pe care a luat-o guvernul Tăricianu de creșterea consumului public în economia era încinsă, e bună sau rea, trebuie să te raportezi la ceva, nu te poți raporta pur și simplu la teorie seacă cum ar fi, domne, așa se face, că nu așa funcționează. Ce am vrut noi să facem? Deci oare cu excedentul ăla nu era, nu știu, e doar o întrebare pur retorică de cârcotaș. Cât eram pe marile excedente, poate nu făceam spitalele alea regionale, care nu le-am făcut niciodată, nu făceam, nu știu, autostradă, nu, adică nu investeam bani care să producă bani.
Noi suntem în situația în care sistemele publice din România, de la sistemul stat, de la partea controlată de guvern, până la autoritățile locale, noi nu ne punem problema ce să facem cu banii pentru oamenii care nu au ales. Noi ne punem problema cum să facem să ne acoperim cheltuielile și cum să fie deficitul. Uh-huh. Poate într-o bună zi e bine să faci o cheltuială fabuloasă, dar să o faci pentru ceva. Corect. Păi nu, dacă n-ai unde sta, nu te bate tot timpul gândul, mă, dacă pomă la bancă și iau, ce? O sumă colosală că îmi trebuie pentru o casă și mă duc și o iau. Și sigur că are cap și are coadă. Deci să facem lucrurile și altfel decât în matematica corectă, presupun că ea ar fi corectă. Matematica aceasta cu plus și minus e corectă, dar ea nu face parte din ceea ce înseamnă, din motivul pentru care avem bugete. Uh-huh. Noi nu avem bugete ca să ținem echilibrate cheltuielile și veniturile, nu, pentru asta folosim bugete. Uh-huh. Folosim niște programarea bugetară ca să atingem niște obiective. Păi dacă noi nu avem obiectivele, la ce să atingem? Păi asta e marea frumusețe, deci m-ați provocat cu cum sunt impozitele. Păi gândiți-vă, oare câți ani trebuie să investim tot PIB-ul, câți ani succesiv, dacă punem tot PIB-ul în sănătate, ajungem la un nivel rezonabil? Oare câți ani, dacă punem tot PIB-ul în educație, ajunge la un nivel rezonabil? PIB-ul de acum. Uh-huh. Și ne uităm și dacă constatăm că, Doamne ferește, PIB-ul pe vreo 10 ani tot nu ne ajunge, uh-huh, înseamnă că dacă dăm sistemului respectiv 10% din PIB, ne trebuie 100 de ani. Păi cu ajutorul ăstuia îți evaluezi decalajul. Uh-huh. Partea surprinzătoare este că cei mai mulți dintre noi nu fac legătura între cât dăm și ce vrem să primim. Sigur, facem legătura între cât dăm și că primim mai nimic. Și asta e o poveste. Trăim într-o țară puternic lovită de lipsă de evaluare. De exemplu, un prieten îmi spunea că astăzi, la o cafea, că evident că astăzi e mult mai prost decât în 89. Poftim? A, nu noi doi. Românii așa în general. Surprinzător. Cum? Am rămas interzis și am zis stai. Hai să o luăm cu românii în general. Păi drumurile sunt mai bune? Da. Avem sute, mii de sate, uh-huh, în care s-a inventat apa caldă, în care s-a băgat canalizarea, în care măcar s-au pietruit drumurile, da? Avem telefonia mai bună, îți amintești? Trebuia să ai pile ca să poți să ai un amărât de post telefonic acasă. Frigiderul, care era un standard de boierie. Corect, nu mai vorbim de mașini și așa mai departe. O deveni nu știu cum. Nu mai încap mașinile pe drum. Nu mai, păi zice, da, dar unde am putea fi? Corect. Deci, avem această tendință să ne raportăm întotdeauna la un ideal care de multe ori este neclar. Dar nu ne uităm să zicem, bun, sunt lucruri bune, lucrurile sunt mult mai bune decât au fost, dar sigur dacă am fi fost mai deștepți și mai serioși și mai programați și mai, ar fi fost mult mai bune. Dar noi tindem să punem așa cumva la grămadă că tot este foarte rău. Sigur că dacă pui într-o mână câți bani s-au cheltuit și în altă mână ce s-a realizat, începi să te enervezi. Dar nimeni nu contestă asta. Dar probabil că cel mai toxic curent de opinie publică care presează pe politicieni și politicienii răspund, după cum se vede, cu mare bunăvoință, este acela de a reduce la maxim taxele și impozitele ca să fie cât mai... Pentru ce? Ca să fie cât mai mici. Da. De asemenea, această versiune că o să fie tot mai bine pe măsură ce sunt taxele tot mai mici, pentru că dacă tot reducem taxele, dintr-o dată lumea o să se îmbulzească să le plătească, este eminamente falsă. Există state care au o experiență importantă în acest domeniu și toți cei care au încercat de mult, că acum mai recent nu le mai încearcă nimeni, să scoată pur și simplu din economia neagră părți importante la suprafață prin reduceri la taxări și impozitelor, au constatat că trebuie mult mai multe linii de acțiune. Pe de o parte e nevoie de acea reducere de taxe și impozite, pe de altă parte este nevoie, culmea, de o întărire puternică a supravegherii, uh-huh, a controlului și a pedepsei. Adică nici vorbă de statul minimal, ci statul care se ia foarte serios. Adică oamenii în fisc, eventual o justiție control, care se aplice... justiție predictibilă și rapidă, amenzi foarte consistente, închiderea firmei, confiscarea bunurilor și așa mai departe, care fac ca la un moment dat când pui în
balanță ce pierzi și ce câștigi, pierderea să fie foarte clară. Și al treilea vector este cel care se referă la aducerea în discuție ca vector de presiune pentru economia curată, pentru economia corectă a cetățenilor. Ori noi, în momentul de față, suntem în continuare învățați că statul, primăria, Consiliul Județean, cine vreți dumneavoastră de 2 lei, toți sunt niște hoți, toți fură și atunci, drept urmare, noi trebuie să ne descurcăm. Și avem o mare coaliție a cetățenilor, noi între noi, care zicem, păi, niște hoți, de ce să le dăm bani? Și sigur că nici nu le dăm, dar faptele noastre nu le percepem ca fiind, cu ghilimelele de rigoare, tot un fel de hoție. Deci nu cerem bon fiscal, nu numai pentru că ni se dă mai ieftin, în mare majoritatea cazurilor nu se dă bon fiscal și nu se face nicio reducere. Deci nu zice, hai mă că împărțim TVA-ul. Nu! Te duci, plătești. Nu suntem prieteni cu statul. Nu suntem prieteni cu statul. Dar statul e prieten cu noi sau noi trebuie să fim întâi prieteni cu statul? Păi, oricum suntem într-un cer din asta. E o chestiune absolut reciprocă. Că noi, ne fiind prieteni cu statul, producem acolo o anume reacție. Statul, ne fiind prieteni cu noi, produce o reacție. Nu merge numai dintr-o parte. Dar sigur că nu de la noi ar trebui să pornească prietenia, ci ar trebui să pornească totuși la niște politici publice pe care nu le putem face noi, cetățenii, pe stradă. Poate dacă încrederea în stat ar crește din partea cetățenilor, poate ne-am plăti taxele și impozitele mai bine. Greu de crezut că va crește vreodată atâta timp cât toți liderii de imagine care apar la televizor își fac un adevărat cel, indiferent pe ce poziție sunt, de a arăta cât de rău e statul. Dar atenție, nu al nostru, adică nu noi de aici, din partidul ăsta. Cei dinainte. Ăia dinainte și voi, care nu sunteți noi, asta ați făcut. După care vorbiți dumneavoastră, ziceți, nu. Voi când ați fost înainte și voi ați făcut. Și atunci părerea generală e că orică voi, împreună, oameni buni, orică voi, orică nu. De exemplu, noi auzim din mediul de afaceri comentarii importante în legătură cu codul fiscal. Modul cum se discută acum codul fiscal este o trăznaie. Dar nu este o trăznaie ideologică, în sensul că stânga au furat drepte, reducerea dreaptă au făcut și o dres. Toată lumea se întreabă, oameni buni, până la urmă, are vreun rost această discuție? Dacă marile forțe politice din România nu ajung la masă să convină că, iată, aceste, nu știu, una, două, șapte măsuri sunt ok și ne angajăm cu toții că de aici în 5 ani, ca să nu zic mai mult, nu le modificăm. Pur și simplu, indiferent cum se rotez ministrii, cum se rotește guvernarea, iată, aceste lucruri le facem. Măcar aia să fie stabilă. E importantă povestea autostrăzilor în România. Da, păi atunci eu personal m-aș aștepta să existe acolo un fundal, nu trebuie să vedem noi la televizor, o discuție foarte puternică și poate că de pe cele N variante care le au mari actori politici, una dintre ele toată lumea o convine. Hai să presupunem ca exemplu că ar conveni că Sibiu-Pitești, închiderea culoarului 4 paneuropane ar fi esențială. Foarte bine, atunci înseamnă că ar trebui convenită printr-o măsură politică comună, ar trebui acordată pe buget și spus, oricare am fi, mergem înainte în următorii ani, de până în anul cu tare, asta facem. Și sigur, așa se întâmplă peste tot, rotația guvernamentală, schimbarea majorităților, schimbă lucruri, dar nu schimbă marile priorități. Deci dacă culoarul 4 pan-european și angajamentul nostru față de Uniunea Europeană e cu adevărat unul serios, înseamnă că orice schimbare s-ar petrece, angajamentul respectiv nu trebuie să-l afecteze. Același lucru în legătură cu stabilitatea fiscală. Păi e de stabilit încotro ne îndreptăm în următorii ani. Și sigur că avem fixuri. Observați că a fost o vreme când stânga mergea pe ideea impozitului progresiv, care are avantajele și dezavantajele ei, și dreapta mergea pe cotă unică. Acum constatăm că s-a produs un fel de amestec și cearta este dacă stânga are dreptul să propună cotă unică sau dacă dreapta are dreptul să propună impozit progresiv. Da. Păi cum se fac impozitările? Apropo, alegerea între cota unică și impozitul progresiv, în momentul de față, la nivel european, nu este o opțiune de stânga sau de dreapta. Este o opțiune de cu totul și cu totul altă natură. Sigur că dacă am fi în secolul XIX, sigur cineva care ar zice, ești mai bogat, îți iau mai mult, ar fi catalogat de stânga, și cineva care ar zice, la toată lumea la fel, nu știm cum ar fi că nu prea era catalogat, povestea asta cu toată lumea la fel duce în altă poveste. Dar ideea este că dacă nu stabilești
ce vrei să faci, nu știi câți bani îți trebuie și atunci discuția despre cât să iei impozit și taxă arată ca astăzi. Adică nu luăm mai mult, luăm mai puțin, lumea se bucură. De exemplu, ce s-ar întâmpla dacă ar scădea impozitul pe venitul, pe salarii, ar fi de la, zicem, 16 la 15%? Păi, discuțiile care le auzim nu sunt ce s-ar întâmpla, ci cine apucă să zică primul 15, enervează pe celălalt competitor politic care zice, nu domne, 14, 13, 12, da? Uitați-vă, s-au schimbat rolurile, deci aveam o forță politică importantă care spunea, ei vor să crească, să facă, să dreagă, culmea, cei care erau suspicionați că ar fi vrut să facă așa ceva, au propus o scădere și ceilalți zic, păi și de unde e? Cu ce acoperi în gaură? În condițiile în care o măsură din aceeași categorie era prezentată ca o măsură care va produce excedent, că o să vedeți, dacă vă luăm mai puțin de la mai mulți, o să fie și o să dreagă. Ce se vede dinspre mediul de afaceri? Atâta timp cât lucrurile rămân fără niciun fel de țintă, se va întâmpla ce se întâmplă și acum. Ce se ia, se va lua de la cei care pot fi găsiți cel mai ușor. Deci, în momentul de față, suntem împărțiți în România între cei de la care banii se pot lua ușor și la cei cu care trebuie să muncești ca să le iei bani. Tot ce discutăm noi acum este ce facem și cum îi presăm pe aia care lucrează la alb. Ceea ce produce nu o creștere a economiei la alb și o creștere a nivelului nostru de optimism și de predictibilitate fiscală, ci un dezinteres tot mai mare în mediul de afaceri pentru a lucra legal. Și rămân să lucreze legal și perfect transparent numai cei care n-au ce face, care prin natura afacerilor lor nu pot evita. N-au cum să se ducă nici în gri, nici în negru. Și ajungem la alt proverb românesc, dai tot în calul care trage. Dai tot în calul care trage, că atât te duce capul. Și că atât poate statul român, care, încă o dată, îi vai de capul lui, dar noi îl vrem, unii dintre noi îl vor minimal, că sunt prea multe cheltuieli. Deci noi ne punem problema într-un mod antreprenorial în care să spunem, ce produc? Asta produc. Ce valoare are? Această valoare. Și cât cheltui? Noi ne uităm la cheltuieli pentru că majoritatea bugetelor sunt moștenite din epoca comunistă și se fac în acest fel. Avem cheltuielile, după care inventăm cifrele care le acoperă ca să vedem ce iese. Și mai vedem noi cum le bramburim. Deci noi nu avem un buget de venituri și cheltuieli care este bazat pe obiective. Noi avem atât, un buget de venituri și cheltuieli cu care ne jucăm și sigur că sunt cheltuieli obligatorii care n-ai cum să le scazi, mai pui ce mai ai de făcut, pe la ce primării să mai dai ca să mai iei voturi, pe cine să mai finanțezi, pe cine să mai încurci și îți ies niște cifre. Și cu cifrele alea te duci înainte și zici, va fi bine și va fi cald. Obiectivele, unde or fi oare? Am văzut, domnule director, cum unora de aici le-au sclipit ochii, sper că la următoarea noastră întâlnire subiectul, nici nu știu dacă să sper că va mai fi de actualitate sau din contră, dar oricum sper să-l atingem la următoarea noastră întâlnire. Am auzit și am văzut pe ei că s-au luminat la față pomenind despre francii elvețieni. Mulți sunt aici în cauză și erau preocupați de subiect. Poate data viitoare atingem foarte pe scurt și subiectul ăsta. Vă mulțumesc mult pentru... Cu mare plăcere, dar să nu fiți foarte optimist despre... Nu sunt, nici ei nu mai sunt. Mulțumesc mult, domnule director, pentru această invitație. Luăm o scurtă pauză și revenim pentru final. Nu amestecați lucrurile. Colectați selectiv. O campanie inițiată și susținută de SECE Gospodărirea Orășenească Avric S.A. Aveți probleme cu ochii? De acum pot fi rezolvate în clinica Ofta Total, dedicată oftalmologiei prin profesionalism, corectitudine și loialitate față de pacient. Aici, echipa condusă de profesor universitar dr. Adriana Stănilă vă pune la dispoziție consultații, tratamente, investigații, intervenții chirurgicale și servicii de optică medicală, totul într-o singură locație. Clinica Ofta Total, strada semaforului, intersecția cu bulevardul Vasile Milea.
plăcere și noastră întâlnirea în această seară. A fost una din care am încercat să aflăm cu toții cum funcționează economia. Rezultatele, din păcate, le simțim fiecare dintre noi. Așa, după cum vă spuneam, la un moment dat vom avea și o discuție despre francii elvețieni. Da, mai stăm un pic să ne liniștim după discuțiile acestea. Da. Evident, concluziile probabil nu au fost pe placul dumneavoastră, cum nu o să fie nici în cazul francului elvețian. Îi mulțumesc încă o dată, lipsă directorul general al Camerei de Comerț. Vă mulțumesc dumneavoastră că ne-ați urmărit astăzi. Ne vom revedea mâine la emisiune. La revedere, pe comentarii!